În cea de-a patra zi din săptămâna prevenirii criminalității, polițiștii din cadrul compartimentului Analiza și Prevenirea Criminalității, Biroului Siguranța Școlară și Serviciului Investigații Criminale au desfășurat o activitate de prevenire a victimizării minorilor în mediul online. Acțiunea a avut loc în curtea Colegiului Național Pedagogic Ștefano Dobleja. Internetul face parte din viața ta de zi cu zi, fie că socializezi cu prietenii, faci temele pentru acasă, asculți muzică sau urmărești vloggerul preferat. Totuși este foarte important să fii responsabil și atent ceea ce publici online sau ceea ce publică alții pe internet despre tine, contribuie la reputația ta pentru tot restul vieții tale. În săptămâna 23-27 mai anul curent, Inspectoratul Județean de Poliție Mehedinți a desfășurat activități dedicate săptămânii prevenirii criminalității, eveniment organizat la nivel național. Astăzi activitățile sunt dedicate siguranței în mediul online. Am desfășurat o sesiune de informare cu cadrele didactice referitor la riscurile care pot apărea în desfășurarea activităților specifice în mediul virtual de către elevi și copii, iar în continuare, cu sprijinul elevilor din cadrul Liceului Pedagogic, care ne-au pregătit un flash mob, tocmai pentru a promova aceste mesaje de a fi cât mai siguri pe internet și de a avea grijă la informațiile pe care le vehiculează în mediul online, de a fi cât mai corect informați în ceea ce privește vulnerabilitățile specifice mediului online. Activitatea desfășurată a constat într-o acțiune de tip flash mob cu elevii Colegiului Național Ștefano Dobleja, discuții cu elevii privind elementele de siguranță în utilizarea internetului, modul de exprimare pe platformele de jocuri online, întrucât pot fi activate alerte, precum și distribuirea unor materiale cu recomandări antivictimale și anti-infracționale privind siguranța online. Săptămâna aceasta este săptămâna prevenirii criminalității, iar această zi de joi 26 mai este ziua dedicată siguranței online. Elevii Colegiului Național Pedagogic Ștefano Dobleja s-au gândit să realizeze un flash mob pentru a atrage atenția asupra acestui aspect, asupra faptului că trebuie să fim în siguranță online. Această activitate se desfășoară cu sprijinul poliției Mehedinți, IPJ Mehedinți, mai exact este vorba despre inspectorul de poliție, doamna Adina Arjocu, care este în cadrul compartimentului de analiză și prevenire a criminalității. Totodată a avut loc și o sesiune de informare cu cadrele didactice ale Colegiului Național Ștefano Dobleja cu privire la proiectul Eroii Internetului. Poliția Română, DNSC și Asociația Română a Băncilor recomandă tuturor cetățenilor să se informeze din surse oficiale și să semnaleze imediat orice tentativă de fraudă. Pe site-ul siguranțaonline.ro puteți citi articole despre diverse tipuri de fraude și să faceți testul pentru a vedea cât de pregătiți sunteți să faceți față fraudelor cibernetice.